bun găsit, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. Da, știm, Naționala României nu s-a calificat, nu mai avem nici antrenor, nu mai avem nici antrenor la FCSB, dar nu acesta este cel mai important subiect al săptămânii, ci faptul că avem una bucată gală, bătălie în pandemie se intitulează. Lăsăm fotbalul la o parte, că el își vede de treaba lui, ne concentrăm pe bătălie în pandemie, da, atenție mare de tot. Vineri, uitați-vă atent, vineri, după X-Factor, începe pe Antena 1 această gală și, de asemenea, dacă o vreți să o vedeți pe toată, de la ora 8:00 seara, da? 20:00 pe Antena Play. Ca să nu mai lungim, intrăm direct în ring, intrăm direct în pâine și discutăm despre această gală, cum spuneam, vineri, deci mai sunt doar 5 zile și săptămâna asta o să vorbim mai mult aici la AS.ro Live despre această gală cu invitații noștri din această dimineață, Ion Bombardieru Pascu, bună dimineața! Te salut. Sănătate și promotorul acestei gale și colegul nostru de la AS.ro, că a zis, bă, dacă ne-ai mai prezentat așa și de la Antena Sport, nu mai poți să spui altfel. Florin Ceafalău, bună dimineața. Salut. Domnilor, ce ați făcut de când nu v-am mai văzut? Că ne-am văzut ultima dată în mai. În mai, da. În mai. Reluăm ce am făcut în mai și o să facem o nouă gală. Ai spus, pe 19, ca să da. Rectificăm, pe 19 noiembrie, vineri, după X-Factor. X-Factor. Ca să reține, să uite la Antena 1. Dar tu ai venit a treia oară, ești aici, ai venit așa cu mâna goală, te întreb numai, adică a treia oară nu trebuia să... Doar întreb. Păi am venit cu un bidon de... Un bidon de apă. Câtă apă bei pe zi? Acum? Beau în jur de 8 litri și chiar 10 litri de apă, da. Asta e un proces de ca să te facă să poți să scazi în greutate. Păi și poate și cineva se gândește cum să scazi în greutate, să bei apă multă. Zice că rămâne apa în corp. Da, este un proces care n-aș vrea să-l spun, pentru că eu l-am învățat de-a lungul timpului și cei care vor să afle, contactați-mă, plătiți. Incredibil, da. Deci vizi și apa. Bun, și nu mâncăm nimic? Mâncăm. Și pentru mine, înțelegește. Vorbim în am curis. Înțeles. Deci, Florin, bem 8 litri de apă pe zi, ai zis că și 10. Da, se numește încărcare cu apă și te ajută la procesuri de slăbire. Toți cei care slăbesc inteligent pentru sporturile de contact, sau, mă rog, sporturile unde se face slăbire, trebuie să învețe să facă această încărcare cu apă și sunt sigur că mulți o fac, adică nu este un secret, nu... Dar merge și la ăștia... mai pufoși, adică cei care nu fac... Nu, întreb foarte serios. Sau da, e numai pentru la sportivii? Te ajută, îți dai seama dacă te hidratezi, te ajută zi de zi să funcționeze păi, te normal. Te hidratezi, dar, da, 10 litri de apă, două bidoane de alea mari de 5 kg. Se și spune că se bei o anumită cantitate de apă pe zi. Noi că consumăm mult mai mult, asta e altceva. Noi vrem să scădem kilogramele pentru categorie, nu de frumusețe. Oricum arătăm și bine la cântar, dar... Am înțeles. Dar nu de... Tu cum ești acum cu greutate? Mai am câteva kilograme. 10 kilograme. Nu, sincer... Ești ca mine, deci. Mai am câteva kilograme, dar... Le rezolvi? Eu știu procesul și nu s-am probleme la cântar. Deci vorbim după să-i ajut și pe ceilalți. Florin, ce avem vineri? Vorba lui Bombardierului. Vineri, 19, da? Dar trebuie să se înțeleagă. Da. Vineri, 19 noiembrie. După X-Factor. După X-Factor, Antena 1 în direct. Trebuie să rețină... Trebuie să rețină lumea, pentru că, sincer, poate sunt persoane care mă urmăresc pe Facebook și acolo am postat evenimentul, la ce oră și așa mai departe. Și mă întreabă, când este? Vineri, 19 noiembrie, la Antena 1, după X-Factor. Bun. Avem 10 meciuri la această gală. Wow. Sunt două foarte importante. Meciul lui Ion, care este pentru titlu. Avem prima centură pusă în joc de promoția Heroes. Și de asemenea avem un meci foarte important cu un băiat din Irlanda, despre care se vor auzi multe lucruri pe viitor. Este un băiat campion mondial la amatori și vicecampion european. Are vreo peste 20 de meciuri la amatori și acum își face debutul la profesioniști, la noi în gală pe 19 noiembrie. Foarte tare, deci el debutează aici, la gala asta, la profesioniști? La profesioniști, da. E băiatul ăsta de care ceasă vine cu un alai?
Da, este cred că cel mai mare staff al unui debutant în MMA. Vine cu bucătar, fotograf, om de video, vine cu vreo 2 antrenori, are un staff de vreo 6-7 persoane. Probabil s-a obișnuit de la Conor McGregor, este de la sala lui Conor McGregor. Opa. De unde este coleg și cu Ion. Și probabil e așa, nu știu, să meargă singur sau doar cu antrenorul la gală, trebuie să meargă cu 6-7 oameni după ei, dar arată faptul că vine de la o sală profesionistă. Dacă ții minte, am mai vorbit despre poza aceea cu Conor McGregor, da, în pregătire cu 20 cu de oameni, toți, da, care era și Ion, era și Lee, ca și-l cheamă, Lee Hammond. Și denotă faptul că este deja la un nivel ridicat, chiar dacă este la debut, la profesioniști. Să fii campion mondial la amatori în MMA, în această versiune IMAF se numește, este federația internațională care are cea mai mare expunere, cea mai mare acoperire și cu care lucrează și UFC-ul, de exemplu. Este, asta spun, că este la un nivel foarte ridicat irlandezul și va debuta la noi în gală. Sperăm și la anul să-l aducem să lupte la noi în gale și să fie, dacă totul va ieși așa cum trebuie, cu siguranță va fi primul luptător din gala Heroes ce va fi lansat către UFC. Pentru că irlandezii au alt pedigree și în sporturile de contact e ca la câini, să spunem, cu pedigree. Dacă vii din SUA, Brazilia sau din Europa, cum ar fi Irlanda sau, mă rog, Marea Britanie, ai șanse mult mai mari să ajungi într-o promoție mare, cum este UFC, cum este Bellator, pentru că oamenii de acolo se uită și cum e publicul de la tine de acasă. Pentru noi din estul Europei sau din Balcan, de aici este mai greu să ajungem acolo. Uite că în atâția ani am avut foarte puțin sportiv la acest nivel, însă Lee, cu câteva victorii, mai ales că este campion mondial, mai ales că are poze în fiecare zi aproape cu Conor McGregor și cu sala de acolo, îți dai seama ce imagine are și poate ajunge repede într-o promoție de acest gen. Dar de ce a zis Florin că a venit cu 7 la și că vine cu 7? Tu cât ai avut? Cât ai echipa? N-ai avut aceeași echipă la debut? Nu, n-am N-ai avut. Fost cu bucătari, n-am avut cu... așa staff la debut. El deja a crescut la un nivel lângă o persoană, la un nivel foarte mare, cum e Conor McGregor. Și dar atunci... tu l-ai găsit acolo, iartă-mă, tu-l știi de la, da, de la sală, nu? Suntem prieteni, ca să spun așa. Am fost în echipă când s-a antrenat Conor pentru ultimul lui meci și chiar discutam pe treaba asta, el vrea să debuteze la pro, la profesionist și nu-și găsea meci. Ceva de genul că nu refuzau adversarii. Când îi căuta să-i facă un meci, îl refuza adversarii și îi spunea că e dificil. Și chiar mi-am spus eu, zic, domne, când facem următoarea gală, o să fac tot posibilul să-ți fac asta, un meci. Și atunci, Pascu, super tare, adică se bucura că încercam să-i fac treaba asta. Și, într-adevăr, a fost dificil, pentru că, căutându-i adversar, am vrut să se lupte cu un român. Și, nu i-am găsit foarte repede adversarul. Până la urmă, a acceptat Broștic Ionuț, care e un luptător cu inimă, să zic, dar a acceptat un așa adversar. Și s-a făcut meciul. Lee, campion mondial la amator, debutează în Gala Heroes la noi. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai așa, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.